Hei, bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi o să facem Abonații îmi decid outfit-ul. Nu știu, am mai văzut titlul ăsta la cineva, dar nu m-am uitat la videoclip. În schimb, eu cred că o să-l fac diferit, habar nu am. Adică, eu o să mă duc pe servere și o să le spun abonaților să-mi dea o literă. Apoi o să mă duc în shop, la itemele mele. Și o să iau prima haină care începe cu acea literă pe care o văd. Ok, adică, nu știu, v-ați prins voi, dacă nu o să înțelegeți. Deci da, haideți să începem și îmi pare rău că n-am mai postat de mult timp, doar că e din cauza telefonului. Și să știți că nu o să mai postez până la ziua mea din cauza telefonului din nou. Nici măcar nu știu dacă o să pot să editez videoclipul ăsta din cauza telefonului. Da, deci eu miros telefonul și știu că și voi o face, dar... Da, lasă că o să vină Samsung-ul ăla 50... lasă, stați că mă lungesc cu intro prea mult. Ok, haideți să începem. Bun, o să intru pe cafenea, pentru că dacă intru pe un server de mai mulți, o să am foarte, foarte mult lag din cauza telefonului. Cred că deja am spus de prima de ori din cauza telefonului. Ah, da, eu sunt pe contul acesta mic, pentru că contul mare e suspendat și nu știu cât de mulți abonați am pe contul ăsta, gen ca și cum, dacă o să vină după mine, să vedem. Ah, uite, cineva a scris, Maria, ce faci? Ok, deci, zi-mi o literă. Ok. Bun, a spus H. Acum o să ne ducem în shop. Și ne ducem la itemele noastre. Și primul lucru care începe cu A, trebuie să-l găsim. Mă întorc când îl găsesc. Ok, deci cu prima literă nu am găsit, pentru că nu am... Mereu există ceva înainte. Și apoi. Dar primul lucru... În afară de tiga asta, sau habar n-am cum se citește, este award winner și e primul lucru care începe cu A, dacă nu băgăm în seamă aia dinainte, așa că o să-l punem, pentru că da, nu am deloc multe haine și, ok. Acum o să întrebăm o altă persoană. Spune o literă. Să vedem ce literă va spune, iar noi o să căutăm pantaloni acum. Tot A, nu o să-i spunem alta. Bă, nu, haide să facem, dacă tot o zis A. Ok. Am primul pantalon care încep cu A. Ok, acestea sunt singurii pantaloni care conțin un cuvânt începând cu litera A și este al doilea, așa că trebuie să-i punem. Adică, uitați un pic câți pantaloni am și acestea sunt singurii care au conținut A. Deci, haide să continuăm. Ne ducem să mai întrebăm o literă la încă o persoană. O literă. Ok, a pus A din nou. Măcar asta cred că e mai întâlnit. Pentru că chiar m-a băgat în ceață cu nou și uiei. Ok, hai să vedem cu A ar trebui să avem. Ok, am două păruri care încep cu A, doar că acesta îmi place mai mult decât celălalt, așa că o să-l pun. Perfect. Așa, arătăm până acum oribil, în fine. Continuând cu o altă persoană. Cred că o să... Omul ăsta de zăpadă cine-i? Cred că ea e. Ok. Zi-mi... O literă. Să vedem ce spune și ea, sau... literă! Zine literă 10, wow! Doamne, sfinte! Uf. L, ok, nu știu, nici măcar nu știu care e următorul element, dar trebuie L. Ok, nu cred că am ochelari. Nu, și nu încep cu L. Ok, să ne ducem la pălării, care din nou nu cred că începe niciunul cu L. Nope. Ok, lasă pălării acum. Papucii, aici trebuie să găsim cu L. N-am găsit cu L, oh my god, deci, ok, trebuie să-i cerem altă literă pentru că n-am găsit. Altă.
Ok, a spus tot A, deci lumea are ceva cu A, nu știu dacă am papuci cu A, dar haide să vedem. Pentru că... Da. Ok, acești papuci conțin un cuvânt care începe cu litera A și să-i punem, nu știu, alte culoare. Să fie mai drăguți. Ok, cred că negru e cea mai bine, lasă-i negri. Nu! Are you kidding me? Ok, pe negru. Nu sunt negri, dar nu contează. Ok, continuând. Next, poate Andreea asta vrea să-mi dea o literă. Spune o literă. Okay. Bun, a spus E. Hai să vedem care e următorul lucru. Make-up, trebuie să fie neapărat unul cu E. Ok, am găsit, nici nu mai stau să caut în continuare. Primul machiaj pe care l-am găsit, pe ăsta o să-l pun. Uitați, continue I. Deci, I începe cu E și e bine. Gata, ok, hai să vedem dacă mai urmează ceva. Tattoos. Ok, nu am multe, dar ar trebui să... Ice o să punem. Ba nu o să pun și ice. Ok, cam asta. Acesta este outfitul. După cum puteți vedea, stați cum puteți vedea. Acesta este outfitul și așa a ieșit. Oribil. Dar ce să faci? Suntem îmbrăcate minunat. Da, deci e absolut impecabil. Pe cine încerc să păcălesc eu îngrozitor. Ok, în fine. Așa m-ați îmbrăcat voi. Mulțumesc. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe sau activați și clopoțelul de lângă butonul de subscribe ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Chiar dacă asta nu se va mai întâmpla până când va fi ziua mea, că se primesc Samsung A50. Dar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!